Mine și de mine. El te cheamă în lucrare. Faptul că ai auzit cuvântul lui Dumnezeu urmează să crezi, nu să intri direct în lucrare. Vreau să spun un lucru. Domnul Iisus a spus ucenicilor, mergeți și propovăduiți Evanghelia. Le-a însărcinat o lucrare. Tot așa poate să-ți însărcineze ție lucrarea Domnului Iisus, o altă lucrare, nu aceea de a evangeliza pe alții sau a face o lucrare care are caracterul Evangheliei. Dar poți să faci o lucrare la care te cheamă Domnul și în această seară aș vrea să știi, nu te duce prin propria ta însușire că Domnul te-a trimis dacă El nu ți-a vorbit. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. În această seară am auzit că Domnul Iisus l-a chemat pe Petru. Dacă știi că Domnul Iisus cheamă, pleacă-te înainte ca să te pornești la lucru și zi, Doamne, vreau să mă chem și pe mine să mă așez într-o lucrare. Amin. În momentul acela, Domnul Iisus, când vede inima ta și știi că El este Cel care te pune în lucrare, El îți va răspunde chemării tale. Dar în primul și în primul rând trebuie să fim raționali. Amin. În primul rând trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu te pune la fel și fel de încercări să vadă dacă îl iubești. Că Petru l-a întrebat, de câte ori l-a întrebat? Mă iubești tu, Petru, pe mine? Tot așa poate să facă și cu tine. Nu crede că dacă ai auzit cuvântul merge și propovăduiți Evanghelia, tu ești acela care trebuie să faci lucrul acesta. Stai! Rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere și când vei primi puterea aceea, lucrarea de acolo, din punctul ăla, va fi o lucrare a Duhului Sfânt și nu te vei bate tu cu pumnii în piept. Vedeți ce am făcut eu? Nu, va fi Domnul acolo. Va fi Duhul Sfânt cu tine. Și vei da și tu slavă Cel prin care lucrează El. Ca să știi că Domnul merită toată cinstea, trebuie să-L cunoști. Glorie Lui! Religia, cuvântul religie, nu știu de ce mi se dă lucrul acesta, este legătura ta între tine și Dumnezeu. Dacă n-ai legătură între tine și Dumnezeu, oprește-te și fă primul pas. Ia legătura cu Dumnezeu după ce vei face primul pas. Vreau să spun un lucru. Denominațiunea. Noi vom avea o denominațiune, dar vreau să vă spun să nu vă încredeți în ea. Aș vrea să te încrezi și tu și eu în legătura ta cu Dumnezeu personală. În momentul ăla vei putea să pricepi adevăratele comori, adevărata trimitere și adevărata lucrare pe care ți-o dă Dumnezeu. Denominațiunea noastră pe care o vom avea noi va fi doar o numire omenească, dar legătura ta între tine și Dumnezeu va rămâne veșnic. Și aș dori ca și tu și eu să avem o legătură cu Dumnezeu. Vă doriți lucrul acesta? Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Să luăm legătura cu El și aceasta este religia adevărată. Și atunci vei căuta unde este religia adevărată. Nu mai trebuie să o cauți. Nici într-o denumire, nici unul din nume. Nu va trebui să-L cauți nici la Betel, nici la Betania, nici la Maranata, nici la Pentecostal, nici la... Nu? No? Legătura ta cu Dumnezeu este religia adevărată. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și să avem legătura aceasta. Chiar dacă vom face noi o dominațiune omenească, aceasta rămâne doar o hârtie care va arde aici. Odată va arde și aceea. Și noi rămânem, legătura noastră cu Dumnezeu rămâne. Și nu ți-o poate lua nimeni. Dacă ai legătura cu Dumnezeu, te asigur că nimeni nu ți-o mai ia. Amin. Și Domnul să binecuvinteze pe toți care în această seară au venit în locul acesta. Vă mulțumim în numele Domnului că ați venit în locul acesta și să ne rugăm în săptămâna care ne stă în față până vineri seara ce ne întâlnim din nou în casa Domnului să avem o legătură personală cu Dumnezeu fiecare. Amin. Domnul să ne ajute. Amin.